Alexandru Rădulescu, Ștefania și Alexandru Rădulescu, gazdele noastre, bine, colecționari, dar în același timp ocupându-se și de prezentarea de obiecte, prezentarea de obiecte de artă și nu numai opere de artă, firește. Acum suntem în spațiu de galerie, care sunt și lucrări din proprietatea voastră. Deci, practic, e un, să zicem, o combinație interesantă pe care o descoperim acum. Aș începe un pic până să ne așezăm, să stăm de vorbă cu o istorioară așa, apropo de arta românească, de unde și până unde arta românească, pasiunea pentru arta românească și cum ați ajuns să faceți ceea ce faceți acum? La mine pleacă din familie. Mama mea s-a ocupat cu chestia asta încă din anii 90, după care am preluat și eu, bineînțeles, intoxicându-mă de la ea de tot felul de... astfel de achiziții și mers în galerii de artă, muzee și așa mai departe. Lucru care a dus la un moment dat la decizia mea de a face istoria artelor. Deci ai, unde am întâlnit-o și pe Ștefania. Da, noi am fost colegi de facultate la istoria artei, la Universitatea de Artă. Aș vrea un pic să-mi spui, știu că ai făcut și o lucrare de diplomă, de licență la Universitatea Națională de Artă din București, Institutul de istoria istoriei artei, mă rog, Institutul, Facultatea de istoria istoriei artei, care a fost colecții și colecționari interbelici, da, din zona românească. Din zona românească, iar tu, Ștefania, te-ai dus București. Iar tu, Ștefania, te-ai dus într-o zonă mai dartă românească zona veche. Zona mea de cercetare e mai degrabă secolul 18 și mai vechi, perioada fanariotă, am început și un doctorat în direcția asta. Și da. Cumva eu sunt pe zona mai veche. Da. Și continui cu cercetare inclusiv. O să vreau, firește, să profităm cumva și de studiile făcute și să ne intri să zicem, într-un tip de concluzie asupra ceea ce ai reușit să observi, să teoretizezi acolo în lucrare. Dar hai să începem un pic cu lucrările de aici, din spațiu. Ne-am mai fost odată, deci cumva deja știm oarecum o parte din loc și din... Da, în principiu sunt obiecte de secol 19 și prima jumătate a secolului 20, pictura românească, obiecte decorative, Franța, Anglia, Italia, Spania, Austro-Ungaria, foarte multe. În zona asta de tot așa a doua jumătate a secolului 19, prima jumătate a secolului 20. Avem inclusiv lucrări de la de secol 16. Avem o lucrare de secol 16. Poate o identificăm când ajungem. Am pic să vedem ce avem aici. Avem reziore. Pot să recunosc așa din viteză. Teodor Palladi, da. Un Teodor Palladi. Cred că o să întâlnim mai mulți Palladi în spațiul da, acesta. Da, e una din pasiunile mele. Teodor Palladi e artistul meu preferat din pictura românească. Da, de ce? Adică cum de... Pentru că este, în primul rând, simbolist. Printre altele, unul dintre cei mai activi artiști români în Franța, prieten cu toți simboliștii din perioada respectivă și care a avut un loc de seamă, din punctul meu de vedere, în pictura europeană, doar că, din păcate, s-a întors în România și l-a prins războiul. Și n-a mai avut posibilitatea să ajungă unde cred eu că ar fi ajuns. Adică tot ce era coleg cu Matisse și corectau lucrările, să vedem corespondență între ei. Exact. Vedem și publicate la un moment dat. Iar Ștefania, ție ce artist român sau mai mulți sau artistă? Mie, pe un criteriu total subiectiv, nu-l consider mai bun decât Palladi, oricum ierarhiile astea sunt absolut... Da, acum, astăzi, că mâine se schimbă, să zicem, nu, poate. Nu, nu se schimbă de mult timp la mine. Petrașcu e artistul meu preferat din artiștii români. Este chiar o antiteză între cei doi. Ei au fost tot timpul într-o dispută. În epoca erau faimoase, erau chiar o mică animozitate între ei. Palladi era adeptul primatului desenului asupra culorii în pictură. În corespondența lui cu Matisse vorbește foarte mult despre asta și cumva milita pentru desen ca bază a picturii. Și Petrașcu era, nu așa, culoare, textura. Da, se și vede încărcătura, pasta și Exact. Da, asta nu-l face Petrașcu mai puțin desenator.
un desenator mai puțin bun. Da, în fața artei. Hai să ne uităm un pic aici, cred că e o lucrare de un artist Nicolae Stoica. Nu e atât de cunoscut astăzi, o lucrare interesantă, cred că... Lucrare din anii 20, un pic art deco, interesantă ca și compoziție și punere în pagină, dacă vreți, e foarte interesant. Portret într-un peisaj oarecum, într-un interior, da, spre exterior. Un pridvoraș. Da. Și motivul ăsta al grădinii, tot așa începe să apară. E un leitmotiv al picturii române. Prelungește din secolul XIX. Urbană, cumva, da, adică exact. Puțin, și se schimbă în perioada asta. Pentru că, uite, ai grădina de secol XIX, cum e aici la Gropeanu. Da, unde ai ceaiul doamnelor, vizită cu copilul și așa. Asta e o grădină tip sfârșit de secol XIX, cu ritualul social care vine cu grădina privată. Așa. Avem și la Teodor Aman astfel de compoziții. Și la Aman foarte multe, sigur. Mare parte din ele sunt în zona asta, dacă nu sunt interioare de atelier sau... Gropeanu era un artist, cred, destul de, să zic, prizat în epoca, adică pare genul de artă care putea intra ușor în gustul evident, era în gustul epocii respective. Paladin era în gustul epocii respective, era neapărat. Era răspor cu gustul. Și alții pictori precum avantgardiștii, Maxi, Marcel Iancu. Nu uita și în spate, cum să vedem ce avem. Ia să vedem aici. Avem... Samu Borciuc, e un artist din școala de la Baia Mare. Școala de la Baia Mare. Noi suntem din Baia Mare, ne recunoaștem artiștii. Chiar dacă, să zicem, e un mediu foarte cosmopolit și de asta poate că na, lumina acolo e o discuție destul de amplă în școala de la Baia Mare. Sunt, da, mai multe aspecte teoretice. Foarte multe obiecte decorative de foarte bună calitate. Ceas franțuzesc, bronz doré de cea mai bună calitate. Aici foarte important ca lumea ușor să înțeleagă ce înseamnă calitate în materie de obiecte decorative. La ce ne uităm când vedem un obiect de artă decorativă? Care ar fi, să zicem, criteriile pe care le recomanzi în a aprecia, să zicem? În ceea ce privește obiectele din bronz, în primul rând, calitatea cu care au fost executate, dacă vezi detaliile. Turnarea, adică, practic, turnarea, și apoi finisajele. Pentru că erau mai multe tipuri de turnare. Era turnare la ceară pierdută, era turnare la pământ. Și din diferite tipuri de calitate care ieșea din astfel de turnări. Și bineînțeles mecanismele pe care au folosite, pe emailul care a folosit, de exemplu, în cadrane, autorii, dacă vreți. Avem și autorii. Ceasul ăla acolo, un Gustav Becker. E chiar foarte interesantă piesa. Chiar și o istorie interesantă. Haideți să intrăm un pic în istorie, că a început să-și dea dreptă să ne o menționez. A fost parte din... A fost parte din colecția noastră acum 22 de ani. Și rătăcită pe drum? Sau? Mama, împreună cu un alt dealer de artă, a vândut-o prin intermediul lui, după care am recuperat-o după 22 de ani, întâmplător. Eu chiar cu o lună înainte vorbeam cu un client și povesteam cu patos despre piesa asta, spunându-i ce piesă pe care m-a marcat și ne-a marcat. S-a avut-o în casă, Da, fantastică și se pare că am aruncat în univers așa un pic informația, astfel încât s-a întors. Și mai trecuse dintr-o colecție între alta până la prima? Da. Deci ce încă o dată? Ce asta e o piesă de secol XIX, sigur. E un mecanism Gustav Becker. Până la jumătatea secolului XIX s-a făcut tipul ăsta de mecanism. Bronz doré cu porțelan pictat. Piesă care poate să fie Franța secolul XIX, poate să fie și Austria secolul XIX. Adică sunt delfine aștia, mă rog. Te duc în zona de Franța. Indică mai degrabă Napoleon, Franța. Napoleon, al treilea, exact. Sunt mai avem un paladin. Avem un paladin, o natură statică alături de o lucrare de bijou. Da. Exact. Paladin. Vedeți la paladin simbolistica cu Buddha, cu... Da, el tot timpul în naturile lui statice ascundea niște simboluri interesante a gentilomului, a omului educat, a mânușile pe care le arunca, care duceau cumva
induceau ideea de, de duel, după aia erau pistoalele și așa mai departe. Bine, unor și ziarele care erau de artă. Cărți, este un Fleurs du Mal aruncat pe o, pe o, pe o masă. Și prezenta și practic sugestiile de lectură, să zicem, sau preferințe într-un fel. Pare cum, uite, avem acolo o natură statică cu revista Lezar, pe care, pe care s-a semnat artistul. Poate înainte să ajungem acolo, m-aș uita un pic și la Magdalena Rădulescu, ea a fost acum, mă rog, recent expusă, să zicem, într-un... Lucrarea asta, da, a fost expusă în 2019 la o expoziție în cadrul Muzeului Colecțiilor. Da, a fost pictor comentat de Petru. Da, 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 a fost o expoziție chiar interesantă, 100 de lucrări, 10 lucrări aduse de fiecare colecționar, deci au fost 10 colecționari. Da, da. Și asta este una dintre cele 10 pe care eu le-am dus. Putem să zicem destul de ieșită din seria seriei, pentru că nu sunt cavalcade, mai sunt serii doar de tipul ăsta. Sunt șezătoare, da. Mai puține decât cavalcade. Da, 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 da. O realizare interesantă. O să mai vedem mai multe lucrări de Magdalena, tot așa. Da, deci ne revenim la Paladiul cu Lezar, acolo lucrare, mă rog, în atitudinea lui recognoscibilă și lângă avem un... Acolo este o maternitate de Miusnar. Da, Samuel Miusnar. Sangvină sau ce? Sangvină, exact, 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 exact. Iar aici avem o lucrare pe care o, nu o recunoaștem foarte ușor, nu? Această sculptură, dar totuși ea aparține unei epoci și exact, unei episodii apare interesante. Într-o revistă, dacă vedeți aici, este chiar reprodusă. Este calendarul Minervei din 1915 și piesa este reprodusă în carte, semnată Olteanu. Ea nu este semnată, identificată de ei ca fiind Olteanu. Eu am mai văzut lucrări de acest Olteanu. Da. Nu apare foarte des pe... În saloanele oficiale, probabil. Exact. Da, exact. De sculptură. Pare să fi fost foarte prolific, dar... Un artist poate rătăcit ca, să zicem, de istorie artelor, dar poate reușim să recuperăm și iată că... Altfel, lucrarea fantastică. Da. De o foarte bună calitate. E... Jos un Artachino Turtucaie. Ah, Turtucaia, iată o lucrare. Erau multe, să zicem, ecouri ale Balcicului în diferite zone, căutau deja motivele. Școala de la Balcic a fost, a amprentat mulți pictori, ea chiar i-a format, dacă vrei. Să ne uităm la Izer, să ne uităm la Tonița, să ne uităm la Dărăscu, să ne uităm la Ștefan Dimitrescu. E o serie mare de, de artiști care au fost chiar cumva agreați de regină și chemați, le-au fost date loturi de teren pentru a-și face case. Au fost într-o pietăriță, așa este primarul de acolo. Proiectul Moșescu. Da, exact. Moșescu i-a și ajutat în sensul în care i-a stimulat să își găsească un trai, un... Exact. Un trai creativ și un trai zilnic. Și multe din case făcute chiar de Henrietta de la Vrancea. Ceea ce e foarte interesant, că era printre ele. Acolo avem un... un Ciucurencu din 1942. O perioadă foarte bună a lui Ciucurencu. Anii 30-40, când deci, a avut într-adevăr o coloristică deosebită. O lucrare de în timpul războiului, să zicem, destul de... Da, liberă în exprimare, interesantă, poate că are și ea o istorie, poate o să aflăm o dată. Aici avem Bulgăraș. Ce Constantin, cu Alibaba. Alibaba. Un ostrov care a fost și expus în 1924 la regională în 1924, o etichetă de expoziție pe spate. Da. Și celălalt este o, o mangalie. În Mangali avem autori identificați? Sau... Tot el. Tot el. Exact. Nicolae Brana, asta e un artist, mă rog, care am, să zicem, s-a remarcat mai mult prin grafica lui, mă rog, grafică și de revistă, grafică de albume, mă rog, chipuri de țăran de la sat, inclusiv în zona mitologie. Noi am avut foarte multe lucrări, dintre, printre care o lucrare fantastică, o lucrare mare de 2 metri, pe 2 metri și ceva. Pictură? Am vândut-o, da, am vândut-o. I-a făcut și pictură bisericească în anii, mă rog, de după război primii, când a fost exilat, să zicem. Bine, pentru el motivele erau cumva altele, plecase dintr-o
listă de epurare a Sindicatului Artelor exact. Frumoase în timpul războiului și nu-și mai putea practic exercita meseria de artist. Exact. Asta era o zonă pe care o parte din artiștii, cei care, să zicem, intrau în zona asta de dosar prost, să spunem așa, pe scurt, aveam un debușeu, adică arta religioasă și pictura bisericească, știm bine că nu se semna. Pe de altă parte, na, rămâneau anonim, pe de altă cutia milei îi plătea mai mult sau mai puțin, să zicem, vizibil cu, cu contract. Și da, el de altfel revenit în spațiul românesc după 64, da, destul de puternic, relaxat, da, relaxându-se perioada după asta, deci stalinist și așa. A avut un... Cu toate că nu apare foarte mult, de exemplu, în piață nu apare foarte mult, nici la castele de licitații. Nu apare, nu. Însă e cunoscut mai mult ca și gravor, adică, da, bineînțeles, Miorița, ediția, edițiile lui, exact. Cred că exact. sunt celebre. Da. Deja. Aici mai avem, iarăși, Rodica, Rodica Maniu. Da? Rodica Maniu. S-a oprit lângă un palmier. Exact. Deci probabil că este în călătorile făcute cu Samuel Müssner alături sau exact. Pentru că cel mai probabil, călătoreau da. Destul de des și chiar în Egipt, prin zonele din astea, zicem, orientale sau africane, cum le-am numit. Aici avem un portret de măicuță semnat de cineva, oare? Cabadaev. Un autor român. A român. Da. Ca și chimologii, ca și... Da, exact, ca și... Burada, Sever Burada, sunt câțiva autori și... români foarte buni. S-ar putea și Camil Resu să aibă niște amestecuri cred că de da. Sânge. Toate că e din Moldova. Steurer acolo avem, nu? Da. Și mai avem aici... François Gall. François Gall, un artist care a, după aia, evoluat în Franța. A evoluat în Franța Paris, foarte mult. Și... E cunoscut cu acele scene de... Da. Să da. Zicem, asemănătoare cu, cu Nicolae Stoica, dar în zona franțuzească. Adică, exact. Și cu peisajele... citadine specifice. Da, să nu trecem ușor pe lângă Dumitru Gheață, un artist care, să zicem, a marcat destul de puternic anii, anii în care a creat o scenă de târg specifică lui, un animal puternic. Da. Aici chiar predomină animalul, cumva, compoziția. E interesant oricum că putem gândi asta și într-o succesiune a relației, să zicem, picturii românești cu genul ăsta de animal, bou, mă rog. Eu chiar, noi chiar avem un client care achiziționează doar lucrări din zona asta a târgurilor. Are o colecție întreagă de târguri pentru că el chiar a scris o carte despre târgul românesc și, și a cumpărat foarte multe lucrări în zona asta. Există. Da, dar nu există o zonă animalieră normală în toate picturile și în pictura românească, dar aici o punem chiar a târgurilor. Și a târgurilor, dar o punem în relație cu zona de pictură animalieră a lui Nicolae Grigorescu, cumva, adică să vedem cum arată motivul mai târziu cu, nu știu, 50-60 de ani, probabil, exact. De momentul de vârf în care Carul Cuboi era... era iconic. Da, și cât de diferită e și compoziția, cât de diferit se tratează, știu, și cromatica și... La urmă, nu e o decizie foarte curajoasă să pui un animal de mărime asta da, prin planul în perspectivă, ci așa aflat aproape. Da. Iar aici avem sculptură, două sculpturi din epoși diferite. Un bărlad. Da, și un iancuț. Doroban sau ce? Doroban. Deci o lucrare făcută după primul război. Și asta e de menționat, faptul că s-a făcut foarte, foarte mult artă în zona, în perioada războiului. De la schițele pe care le-au făcut toți artiștii ca cumva reporter. Exact, de război. Că... Și foarte multe din lucrurile care s-au făcut imediat după, ca, dacă vrei, impresie pe care le-a lăsat artiștilor. Dar și comenzi, pentru că comenzi. Au fost foarte multe comenzi, inclusiv de monumente de for public. Mulți care veneau bârlat, jalea, comemorărilor eroilor căzuți, luptătorilor pe diferite fronturi sau răniților, în sfârșit, inclusiv da, lucrări da, de factură Stonița, foarte și... multe lucrări din perioada respectivă. Un cap de Ion Iancuț, nu? Cred, da. Sau așa. Da, da. Da, și mai avem acolo... Acolo este o sculptură Art Deco. Art Deco are, cred că, o chestie particulară, nu? Adică da. Particularitatea Art Deco-ului e fix forța asta și brută pe care o redă. De obicei sunt personaje care trag de obiecte, îndoaie bucăți de fier, trag de funii. E zona aia cumva industrială a Art Deco-ului, știi, în care cumva trebuia să ilustreze nașterea societății noi și atunci ai toți
oamenii, eu știu, interacționând cu mașinării, cu și da, cumva și interacțiunea cu elementele naturale. Se și epurarea un pic, a, dacă vrei, a decorului s-a da, făcut în zona aia Art Deco, în care nu mai puteai să pui atâtea lucruri într-un design da, și atunci devine mult mai, mult mai curată, mult mai curată. Aici ne mai oprim la câteva lucruri de aici, la Iosif Rosenblut. Da, o iarnă. Interesantă compoziția. Are pe spate, cu... da, e, are pe spate notație că e de pe fereastra Institutului. Deci Institutului Grigorescu, de pe fereastra Facultății. Ah, de asta vreau că era în anii, în ce an să fi fost? Nu știu. Probabil că fost prima parte a interbelicului, cine probabil știe. Probabil, da, zona unde e acum mai mult superfibroplastic. Aici avem câteva... Aici este Cecilia Cuțescu-Ștorc, da. Ești foarte interesant. Piesa a participat și la Salonul Oficial. Asta e un lucru. Toate notele de pe spatele lucrurilor au totuși o importanță aparte, deoarece ne pot spune foarte multe detalii despre lucrările respective. Și uite, ne spun și despre au participat la salon și mai avem lucrări de la salon de la artiști de care după aia nu prea s-a mai auzit. Exact. Cum e Hornet, care e în spate. Exact. Sunt acolo foarte mulți artiști pe care identificăm așa. Petre Oprea a făcut o clasificare foarte bună în zona asta, în saloanelor oficiale. Inclusiv a criticilor de exact, a... din perioada. Exact, exact. Mergem alături să vedem... Sper să nu fi sărit ceva esențial și să le fi... Ne oprim la Tonița de aici, da, un pic? Cum să da, că merită să ne oprim. Da. Poate ne spuneți un pic despre lucrare. Lucrare, să zicem, un gen de atitudine în fața motivului nud tipic, adică iconică. Exact, Tonița iconic are pentru Tonița. Da, cu, da. Reia un pic și baba privirea asta de la spatea da, nudului, dar în altă, să zicem, geografie. Sunt mulți care au preluat-o după aceea, ca influență, cum au fost și mulți epigonei lui Grigorescu, au fost și mulți epigonei lui Tonița da, în direcția asta. Da. O lucrare decorativă extraordinar de frumoasă, foarte bine realizată, uite-te la carnație, uite-te un pic, dacă vrei, în zona de umbre și lumini, s-a jucat foarte frumos. Da. Umbrele verzi, îl vezi pe, da, practic, îl recitești pe Cennini cu recomandările da, lui din Renaștere, cu umbrele da, verzi pe carnație, care pe hârtie sună ciudat, dar când le vezi făcute bine de un pictor bun, da, așa faci un om să pară viu. Ia, și decorat și, mă rog, fundalul. Fundalul da, decorativ. Da, fundalul plăcut. Pe care îl folosea și Lucian. Exact. De multe da, cu tapetul lui specific. Îl regăsim de multe ori, inclusiv la Aman. De multe ori. Acum sărim destul de mult în istorie. Aici avem Sultana Maitec. Sultana Maitec, da, da. O serie interesantă astea cu... Asta e un lucru pe care noi am încercat să realizăm tot timpul și anume să le explicăm oamenilor că nu trebuie să-și mai facă colecții cum își făceau colecționarii de odinioară și anume să-și tapeteze pereții așa, cu tablouri. Da. Noi încercăm acum să punem accente în casele lor, adică mai mult 2, 3, 5 lucrări, dar interesante și care să reprezinte, dacă vrei, colecționarul. Și nu neapărat în aceeași epocă, nu neapărat. Și nu neapărat în același stil, adică chestia foarte matchy-matchy, cumva nu, nu prea mai e. Da. Ok, tot acum e un mix and match, da, de fapt. E exact, o ideea de a pune lucruri din epoci total diferite și totuși să le fac și să funcționeze împreună, cumva. Da, e un eclectic foarte bun, personal, cumva. Trebuie să-și fie. Dar dacă lucrurile personal te reprezintă și ele sunt foarte bine alese și puse în context, va ieși unul. Și relația dintre lucruri cred că e mult mai interesantă, pentru că există foarte multe muzee de genul ăsta care tocmai pe asta mizează, pe genul exact, ăsta de comparație între exact, episoade, perioade. Exact, poți să îți faci o colecție întreagă doar cu animale în pictura românească, de la, să zicem, sau da, zona sau, de sau poți să pui fără discuție o lucrare de Aman sau o lucrare de Grigorescu pe perete, după care să faci un interior ultramodern în care să folosești, nu știu, mobilier Art Deco sau să te duci în direcții chiar și mai dure de atât, da, fără niciun fel de problemă. Este corpul exact, de iluminat futuriste, ceva, adică evident, merg împreună lucruri foarte diferite. Am pus, diferite, pe, da, de exemplu, pe șemineu ultramodern un tip de ceas de genul ăsta și a ieșit fantastic. Într-un interior absolut Art Deco din toate punctele de vedere și cu un
touch de genul ăsta, un contrast, un acel contrast. Dată capsula timpului, în alt domeniu, în altă zonă. Foarte interesant și șemineul pe care noi l-am achiziționat din Franța. L-am luat din Paris, un domn își scotea șemineele și l-am achiziționat eu. Și la o săptămână după ce l-am montat, cineva mi-a făcut cadou o carte. Foarte interesantă, vedem, da? Boutique Royal, Arta de a trăi ca un prinț. Și răsfoiesc primele 3, 4, 5 pagini și dau de această... Era culmea să fie cu tot cu... N-a venit cu tot cu Nu, nu, nu. Asta însemna să-l fi luat de la Versailles, dar da, piesa este în Versailles, mi s-a părut fantastic, este chiar din aceeași perioadă, probabil făcut. Da, într-o, să zicem, continuare a... Exact. Acelor meșteri. E foarte interesant că m-am bucurat când am văzut. Păi, cred că dintr-o dată păreau că lucrurile au și mai mare sens. Exact. N-a fost doar o alegere, a fost trimisă de către cineva această... În fine, dacă stăm să ne uităm peste tot, sunt lucruri de toate tipurile, de la Vasile Grigore... Vasile Grigore, o lucrare destul de mare, un peisaj... Da, toată lumea. Remarca să fie chiar București, București. Este București. Se vede blocul turn acela din piața Selly Palatului acolo. Este București 1986. Aha, bun. Da. Cunoaștem și noi câțiva pasionați de Vasile Grigore. Mai sunt Costinescu, Maniu și tot așa. Da. O oglindă extraordinară cu intarsie foarte, foarte frumoasă. Un Ion Grigore în spate. Apropo de omul la țară și cum arată el de-a lungul, cum arată personajul și viața rurală în pictura românească. Și în spate o lucrare de diplomă, nu știu cât o să se vadă, a lui Chipăruș. O pictură foarte rară. Apropo de lucrări atipice. Da, 1907, an de greu. Hai să vedem și aici ce mai găsim. Văd Petre Velicu. Da. Iar aici mai avem un biju, anii 20, tot așa. A avut o perioadă el, în 1925 a avut o expoziție excepțională cu câteva sute de lucrări, toate din zona Balticului, Cap Caliacra, Tuzla, dar niște lucrări remarcabile, mare parte din ele. Da, aici avem Petre Velicu deja târziu, 86, văd ca datare. Atunci era în vogă, în mare vogă, cu prietenul lui, cred, cu Serghei Mizil. Da, exact. Lucrările astea sunt luate chiar din Paris, de la un domn. Vorbim de... De Velicu. De Velicu. Sunt mai multe lucrări. Deși acolo le-au vândut, probabil, atunci, în anii 80. Probabil, da. Iosif, mai avem acolo ce e? Un Panioani, de la orele lui. Da, specific. Da, e interesantă compoziția. Ceva mai detaliată decât cele pe care le știu eu, așa. Avem și câteva mai puțin detaliate în galerie, dar... E un jichidi aici? Jichidi, da, sunt două jichidi, unul sub... După ce? Două. Asta este informații cu toți adunați în jurul radioului. Jichidi care a beneficiat de o recentă monografie realizată de Pavel Șușară la editura Monitorul Oficial. Sper să aflăm mai multe... poate chiar despre lucrările acestea din acel studio. Da. Iar chiar în spate ne uităm la un Corin Aleca acolo. Niște anemone. Da, interesantă tratarea. Și bineînțeles, sus pe susul Lucian Grigorescu din colecția Ion Mirea. Poate Ion Mirea, cum să nu. Fantastică. Se întorsese în țară, Ion Mirea, o specializare în Italia, chiar în zona futuriștilor italieni, mă rog, prieten cu Ungaretti acolo și cred că după ce s-a întors și-au făcut niște schimburi de lucrări. Da, păi nu, el a avut o colecție foarte bună, eu am luat mai multe lucruri din colecția respectivă. Da. Fantastice lucrările. Și aici avem ceva... Aici este un Cornescu, Traian Cornescu. Traian Cornescu, da. Mamă, ce aristocrație. Da, păi și personaj are o... Iar acolo ce lucrare e? Despre personaj, poveste că ar fi Marea iubire a lui Lucian. Ah,
Doamna din reprezentare. Da, Cecilia Vasilescu. Cecilia Vasilescu. Pe care l-a tot portretizat-o. Seamănă, adică da, asemănarea e acolo. Figură, da. Da, știi? Da, dar un pic mai în vârstă, adică portretele pe care le face Lucian sunt mai din tinerețe. Apropo de cele patru anotimpuri. Da, poate ne spui un pic, că știu că era o poveste legată de cele patru anotimpuri, de un episod al... Una dintre lucrări a fost în colecția noastră tot așa. Vorbim de care dintre ele sau poate fi identificat? Toamna a fost din colecția noastră. Da. Cât a stat în reședințele voastre? Nu foarte mult timp. A fost cumpărată de la descendenții familiei Iancu Ghiță. El a avut două din cele patru lucrări. Una, din câte știu eu, ar fi plecat din țară pentru că s-au despărțit între cei doi copii pe care i-a avut și una a ajuns undeva în zona Moldovei, Moinești, Moreni, ceva de genul. E o poveste de peste 25 de ani. Dar ai fost acolo la achiziționarea lucrării? Da. Și s-a achiziționat lucrarea, după care a fost ținută o perioadă de timp și din dificultăți financiare la vremea respectivă a fost vândută. E o lucrare mare, o lucrare fantastică, impozantă, o lucrare de muzeu. Două dintre ele sunt chiar la muzeu, una în expoziția permanentă. Da. Care prezintă Lucian, să zicem, din zona lui... Lucian a făcut atunci cele patru anotimpuri, pe semirotund, iarna, vara, primăvara și toamna. Într-o zonă Art Deco, începutul Art Nouveau al Lucian. Inclusiv ramele erau comandate special, ele erau... în stil Art Nouveau, piesele erau un peisaj de toamnă, iarnă, primăvară și vară, cu chipul unei domnișoare prin cu plan. Personajul feminin tipic din afișele Art Nouveau, le știi, le-ai văzut la Muha sau... Sigur că vin de acolo, da. Păi de acolo era de fapt inspirația, da, cumva. Acolo jos ce avem, poate o artistă din avantgarda lui. Dreapta? Alexandru Mohi. Alexandru Mohi. E în zona avantgardistă. Da. Îl recunoaștem și pe Mohi, pe Trevelico acolo. Ne oprim la Schweizer Cumpăna și după aceea la un... Georgescu. Da. Ia uite, niște struguri cu câtă pastă. Schweizer, da. 68. Petrevelic și în zona Alain Bracassa, cel de jos, un francez destul de bun, apropo de faptul că și aveau tipul ăsta. Bracassa chiar s-a consacrat ca pictor animalier. Asta a fost nișa lui, asta a făcut-o toată viața, a făcut-o foarte bine. Ne uităm un pic aici la... Aici Baraschi. Baraschi? Ce nuditate! Asta da, e un lucru foarte frumos. Că e din anii 50 sau mai devreme, nu știu. Posibil nu e data, dar... Probabil un pic mai devreme, pentru că aia devine un pic mai decorativ. De foc, nu? Triada de foc. Da, aici. Grigorescu, Tonița, Petrașcu. Da. Ce interesant, Tonița este și reprodus în catalog, aparținut familiei artistului. E un lucru foarte, foarte important. De obicei, când se achiziționează o lucrare, să se știe dacă se poate trasabilitatea lucrării. E un lucru fantastic. Ajută din toate punctele de vedere, din punct de vedere al autenticității, din punct de vedere al personajelor care au deținut lucrarea, care este un plus valoare atât din punct de vedere pecuniar pentru piață în momentul în care ea va fi vândută, și din punct de vedere istoric pentru noi, pentru istoricii de artă, în momentul în care o punem pe tapet și spunem despre ea că a fost o lucrare de o importanță aparte, pentru că a fost deținută de... Da, inclusiv colecționarul adaugă valoare lucrării, evident. Și prin, mă rog, importanța dumnealui sau dumneaei, dar și prin... Crează cumva o genealogie din asta a colecționarilor, care e... Da, e firesc. Acolo avem un Ștefan? Nu, acolo e un Izer. Da, mi se părea că... Acolo este un Izer, dincolo e tot un Izer, sunt două lucrări. Aceea a fost tot în expoziția de la colecții. De la Muzeul Colecțiilor, cele cu Petre Oprea. Exact. Acolo este o Dobroge și aici este o odaliscă. Mai avem un Paladin, un plas de fin, vedere din atelierul artistului. Lucrarea Uleiul este la Muzeul Colecțiilor. Da. O variantă în ulei, aceleași cadru. Dacă nu mă știu, chiar în colecția Navorian. Am sărit prea repede după un Vasile Grigore, un nud. Da. 79.
79. Eram născut, e bine. Da. Și mai sunt tot felul de lucruri. Octava Angheluță. A, Octava Angheluță, mm-hmm. Iarăși un artist extrem de interesant. 30. Foarte frumos. Da, probabil că asta e anii 30, da? Deci da, da, chiar. Da, clar, clar. Care, mă rog, el a devenit profesor ulterior în... Și totodată ce atitudine a putut să surprindă, chiar dacă nu-i se vede cât jumătate din chip. Da. Da. Fantastic. Iar în spate, Lumina. Ce mai avem? Spate avem un Ignat Bednarik. Ah, Bednarik, da. Acuarelist destul de cunoscut la noi și apreciat. Foarte asta chiar eu... Am rămas la Vasile Grigore, 1979, și ne ducem înspre... A, uite, te opresc un pic. O chestie foarte interesantă, un obiect decorativ fantastic, o oglindă din argint, Ovčinnikov, semnată. Așa. Este aproape de Fabergé, foarte aproape de ca autor de Fabergé. Era Ovčinnikov, Plevnikov și Fabergé. Erau argintarii furnizori ai casei imperiale. Da, da, se și vede chestia asta aici, vultru, dacă vezi, bicefal, e o chestie interesantă de văzut. Adică era eficia imperială. Foarte interesant, la obiectele din argint tot așa. Englezii au avut un sistem foarte bun de marcare al argintului. Rușii la fel, de asemenea, destul de bun. Alegrezul e mai bun că îți dă și anul. Da, de obicei îți dă anul. Și au și arhive foarte bune. Au arhive și cu autorii, fantastic. Pe net, da. Pe internet, deci îți găsești repede aici, îți poți identifica. Da, pentru noi e un instrument fantastic de lucru, mm-hmm. Pentru că identificăm imediat de la an, la oraș, la autor. Da. Ce e fantastic. Mm-hmm. Rușii au pe zone importante, adică ne vorbești de Fabergé, Klebnikov, Ovčinnikov. Și pentru Austro-Ungaria, zona asta există arhive și informații, dar mai puține. Cei mai bine documentați rămân englezii. Și se stabilizează foarte repede sistemul ăsta lor. Care deci putem folosi mult timp, ca să zic așa, și înainte și după. Uite, niște piese interesante sunt cele Sevră, biscuitul. Iarăși o chestie foarte, foarte faină și bine de văzut sunt... S-a fost un singur serviciu? Sau? A fost un serviciu din nou. Astea trebuie a fost un serviciu, da, într-adevăr. Sunt impecabile piesele, foarte frumoase, în montură de bronz doré, foarte bune piese. Tot așa, te uiți la calitatea detaliilor întotdeauna, la un obiect decorativ. Cât de bine cizelate sunt detaliile. Mm-hmm. Mm-hmm. Noi uităm aici la un... Aici nu știm autorul. Nu știm autorul, ne mai uităm în spate și pe urmă... Aici e ceva mai interesant. O copie după Velázquez. După Velázquez. Da. Cumva interesant. Și asta e interesant, că te face să te gândești la toate colecțiile alea de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, făcute din copii. Dacă, păi, dacă mari artiști, la Calinderu, de exemplu. Calinderu, Simu, cum studiau, se... Dar mari artiști, inclusiv români, adică aveau obiceiul de a studia în plecau, lucrau după... Da, da, da. Cei din Muntenia plecau la Paris, cei din Moldova plecau la München și tot așa. General, unele și cei din Ardea plecau în Austria. Unele erau chiar, să zic, cu scopul ăsta făcute, copii în sensul de a învăța, adică era un procedeu de învățare acesta, nu neapărat unde a... Este în continuare un procedeu de învățare. Da, este în continuare. Depinde și pentru ce au fost făcute, că și primele noastre muzee, că vorbeam apropo de Simu și Calinderu, care au avut încercări de mersuri în zona asta, le-au făcut tocmai cu scop educativ înainte de orice, cel puțin Calinderu. Da, era asumat scopul ăsta. Era foarte asumat scopul. Copiilor pe care vorbim de o perioadă înainte de orice alte mijloace de reproducere a imaginii și atunci dacă vrei să educi oamenii despre cum arată arta universală. Bine, erau copii făcute cu diferența aia, scară, 5 centimetri mai mari, 5 mai mici, da, să nu fie... Dintre ele, da, erau... Poți să ne spui mai multe despre lucrarea pe care ai elaborat-o, cea legată de fenomenul colecționariatului din România? Ea a început ca o nevoie pentru mine, pentru că nu găseam informații în direcția asta. Erau foarte puține informații în zona de colecționism românesc.
Există câteva lucrări făcute de Zambaccian, cei care și-au scris, cei ce exact, erau Zambaccian, Constantin Constantinescu cu mărturiile. Există memoriile de colecționare. Memoriile de colecționare care erau câteva. Apoi există Petre Oprea, care a scris instrumente, să zicem, de lucru. Inclusiv despre colecția Bogdan Pitești, a scris inclusiv despre celelalte colecții în diverse scrieri de ale lui, care au fost publicate în diverse reviste. Și apoi unele mici volumașe, pe care au... le-a creat. Deci o lipsă de bibliografie care a determinat o necesitatea de a cerceta zona respectivă și a pune într-un context, dacă vrei, pentru că în context european existau foarte multe scrieri. Categoric. Erau chiar în zona de psihologie, de unde pleacă nevoia de a colecționa, adică se duceau foarte profund în subiectul ăsta. Dar rafinau tema pentru că aveau aveau material, aveau istorie în spate. Da. Câteva sute de ani de colecționism serios în Europa. Altfel poți să studiezi un fenomen când ai... Da, adică colecționismul începuse cu 2000 de ani înainte. De acolo și plecaseră tezele, de exemplu. Da. Și noi nu puteam să vorbim mare lucru pentru că la noi totul a început undeva a doua jumătate a secolului XVIII, timid de tot. Se făceau mici achiziții, după care în secolul XIX de-abia putem vorbi de o cumva zona colecționarilor. Desprinderea de arta religioasă. Evident, n-am avut nici pictură de șevalet până prin 1840-50. Dar odată cu venirea acestor artiști din afară, care ne-au ajutat cumva în direcția asta, s-a creat și pictura și necesitatea de a colecționa. Și aici avem exemple clare. Avem exemplul Carol I, care a fost, dacă vrei, unul din primele exemple de colecționari care au dat tonul cumva. Și atunci toată lumea prin afiliere își dorea să devină colecționar. Familia aristocrată, după aia toate își doreau să dețină astfel de bunuri culturale, să se rafineze cumva. După care, bineînțeles, avem Cogălnicianu, care iarăși a fost un pol de putere foarte important aici în zona colecționarilor, pentru că a fost un exemplu pentru ei, mai ales pentru zona politică. Așa este, un om de cultură, în același timp un om care a jucat un rol în ministere. Exact. În același timp, pe partea franceză, tot un român, Georges de Bellio, exact. Bellu, adică din familia Bellu, care, mă rog, e cunoscut măcar prin faptul că a cumpărat acea lucrare care a făcut și titlul Curentul Impresionist. Impresie a pus de soare. A fost un mecenat pentru mulți impresioniști. Bellio, aportul lui e studiat bine. Medic homeopat, a făcut practic tratament pentru Manet, pentru Monet, pentru Pissarro, pentru... Și asta e o chestie. Relația dintre colecționar și artist. Acolo e un capitol. Da. Sunt structurate pe capitole. Relația colecționarului cu familia și faptul că familia trebuie să cumva să îndure alături de colecționari de multe ori. Depinde, da. Uneori neînțeles acest fenomen. Foarte rar e împărtășită pasiunea la nivelul colecționarului. Colecționarul e atât de împărtășit. Vorbeam de perioada interbelică sau de ce perioadă? Da. Trebuie să ne gândim la Zambaccian, de exemplu, care zicea că socotești că este normal să dai o sumă mare de bani pe un diamant care este în definitiv un minereu extras din pământ și ți se pare mult că am dat aceea sumă de bani pe o lucrare de Renoir, de exemplu. Da. Adică, și uite, de exemplu, Palladio a scris o chestie foarte interesantă la un dat în jurnalele lui. Spunea despre unul din colecționarii lui care a zis că preferă să moară de foame decât să-și vândă tablourile, care vinde orice, dar nu, eu nu vând tablourile niciodată. Iar el a zis, săracul, mi-e milă de el și îl apreciez că iubește mai mult arta mea decât mine de îndată ce o vând. Adică până bine, în zona în același timp trebuie să ne gândim că acela colecționar probabil că aprecia, deja era o identitate din el și nu putea să-și vândă cumva identitatea sau să o tranzacționeze. Bineînțeles că probabil în situația aceasta artistul privea ca
un om care poate să creeze în continuare, fiind într-un parcurs și cumva depindea de, pentru a realiza următoarele lucrări, de a vinde unele dintre lucrările deja. Asta apropo de psihologie și motivații diferite, știi, totuși. În ceea ce privește colecționismul. Și relația colecționarului cu artistul e iarăși interesantă. Apropo de Palade, are niște comentarii deloc măguritoare în jurnalele lui relativ la colecționare. Era destul de cinic, destul de aspru. Era destul de aspru. Acru. Totodată la polul opus erau și oameni care știau să-l speculeze foarte bine, cum era colecționarul Apostol Apostolide, care de fiecare dată când știa că joacă la cărți, se ducea și făcea o vizită și cumpăra o lucrare la un preț foarte bun, el fiind kelner la Continental, știa de obicei când era una într-o pasă proastă. Dintre cele mai interesante colecții, pentru că a fost o colecționare atipică, în care nu venea dintr-un mediu social înalt, era un kelner, care a avut o colecție. Dar asta l-a pus în contact cu toți. Bună. Da, da, și era un colecționar de discuri de fantastic. Muzică incredibil. Da. Iar lucrarea practic s-a întins pe și a avut și un studiu de caz din ce ne povesteai. Da, a avut un studiu de caz, triada Tonița, Petrașcu, Paladi. Erau o triadă care venea după Lucian, Grigorescu, Andreescu. De ce s-a creat nevoia asta de schimbare? Pentru că deja în zona Grigorescu, Lucian și Andreescu apăruseră falsurile. Erau deja zona în care oamenii se fereau. Era un risc. Era un risc. Colecționarii noi se fereau să achiziționeze și erau și din ce în ce mai puține lucrări. Erau și din ce în ce mai puține la lucrări. De aici nevoia mare, de falsuri, adică bineînțeles că dacă erau lucrări, nu era nevoie să se producă falsurile. Problema e că după ce s-au produs falsurile, aceștia au migrat către arta contemporană. După aia, din arta contemporană au extras cei trei mari piloni ai artei românești din perioada pe interbelică. Care și critica din epocă îi promova ca fiind cei mai importanți. Exact. Dacă îi găsim în muzeul colecțiilor de astăzi, în colecțiile interbelice, în mare parte sunt foarte bine reprezentați. Aproape că poți să replici sălile și unele identități de colecționare dispar în sensul prezenței acestor artiști. Apropo, vorbeam și de animozitățile dintre Paladi și Petrașcu. Existau colecții în care erau puși pe pereți separați. Adică într-acolo s-a dus colecțiile care respectau colecții care văd exact similar, adică Baba într-o parte, Ciucurencu în altă parte, ceea ce într-un fel e firesc, pentru că aparțin. Apropo de alți doi piloni ai artei contemporane, da? Dacă plecăm de unde și-au tras seva toți artiștii din ziua de astăzi, jumătate sunt ciucurencii, jumătate sunt babiști, adică. Deși probabil că se apreciau și Petrașcu și cu Paladi, în mod sigur se apreciau, doar că nu puteau să o facă. Paladi era mai rău și mai acid. Petrașcu niciodată nu l-a vorbit de rău și a zis chiar că îi apreciază foarte tare arta. Era o diferență de caracter aici. Ăsta în alt era mult mai înverșunat. El era un personaj din punctul lui de vedere din elita societății. Era dintr-o familie de boieri din Moldova. În anii 20 se îmbrăca ca în secolul XIX cu redingotă, dacă vrei, cu bastoane, cu bastoane. Dacă vrei, dacă ai observat chiar toată recuzita pe care o folosea în naturile lui statice, era unui gentil om de secolul XIX. El era într-o altă poveste, în altă paradigmă comparativ cu... Așa. Exact, era... Avea așa nota asta. Avea nota asta de dandy și pe celălalt îl făcea, pe Petrașcu îl făcea cioban. Cioban, da. Mi-aduc aminte, apropo de asta, că am vizitat casa Ibsen, Henrik Ibsen din Oslo și acolo era, mă rog, birou, ca și aici, un birou impresionant, biroul lui și practic își pusese... Să zic, un perete în care, pe care îl vedea tot timpul, o pictură cu August Strindberg, cu celălalt dramaturg, care era, de fapt, să zicem, dușmanul lui, competiția pe care nu-l suporta. Deci îl pusese acolo ca fost de motivație. Pe post de motivație că trebuie să stea, să trebuie lucreze, să lucrezi chiar dacă și să lucrezi bine, pentru că uite. Cealaltă acolo la muncă îi face așa și să... Îi sufle cumva în ceafă ideea asta. Interesant. Și era așa, asta era prezentată de către ghidul care ne conducea prin casă și mi-a rămas așa foarte pregnantă imaginea cu biroul Ibsen, pentru că erau puse toate așa obiectele toate și
Strindberg acolo, care se uita efectiv cumva la el, adică și ce trona deasupra velorii și se operele și cumva, da, animozitățile până la anumită palier, ziceam, da, nu prea părea reală. Erau chiar fructoase câteodată, inclusiv da, în zona colecționarilor, de cele mai multe ori, existau animozități și o competiție acerbă. Există N, dacă vrei, scrieri despre chestia asta, inclusiv era un episod cu doi dintre colecționari care la un dat au fost atât de competitivi încât au plecat la Paris după o lucrare. Unul s-a dus la 8 dimineața, celălalt a așteptat până la seara. La Paradis, la atelier. La Paradis, la atelier. Și cel care avea mai mult bun simț și s-a dus a doua zi dimineața, a pierdut lucrarea. Deci celălalt a fost mai iute. Mai iute, da. Da. Și mai șmecher poate. Un pic, da. Da. Da, am mai ținut cont de protocol. Da. Revenind la colecția voastră, pentru că e o parte din colecție, zicem, e o colecție activă, o colecție care vine o parte din moștenirea familiei, cred. E o colecție care provine din partea mamei mele. Vreau să spun, este colecția lui. Colecția ta. Da. Bun, adică, eu văd da, o familie e colecția și lui din familie. Noi suntem colegi de facultate și, mă rog, foarte bun colegi de muncă. Da, colecția. Eu sunt spectator la evoluția colecției lui. Probabil că o să scriu la un moment dat ceva despre asta. E făcută de mama mea, e începută de mama mea, ceea ce a fost un lucru minunat, că a fost o bază pentru mine înainte de orice. Și m-a format și pe mine tot în zona asta. Ea nevrând ca eu să devin istoric de artă sau ceva, deci nu vrea să mă fac avocat, avea alte chestii în cap. Da. Dar eu m-am îmbolnăvit de tare încât am zis nu se poate. Deci, prea de mic, istoric. Prea de curând și prea aproape de artă da, și artiști. Am început de pe la 15 ani să mă duc prin târguri și îi ceream bani să mă duc să cumpăr obiecte. Și ziceam, nu, dar mergi bine, niciun fel de problemă, eu îți dau. Și mă întorceam cu diverse obiecte, unele mai bune, altele mai proaste. Și când făceam greșeli, îmi zicea că, uite, acum ai plătit taxa de școlarizare. Deci asta era exact da, cam cât ar fi costat. A fost procesul. Exact. Da. Atât costa lecția. Atât a costat lecția, da. Și am avut posibilitatea, dacă vrei, să văd lucruri încă de foarte mic, colecții importante. În anii 90 a fost o dinamică fantastică a pieței de artă. Toată lumea își dorea orice. Adică, nu exista obiect care să nu se poată vinde, să nu se poată tranzacționa. Era ca momentul ăla în care noi ieșisem de sub comunism și ne doream de toate. Dar nu era nicio legislație în vigoare. Nu exista. Și asta e o problemă. Acum există o supra-legislație. Înainte nu exista o legislație. Adică am ajuns într-o zonă... Da, întotdeauna este vasele astea comunicante. Da. Ce e prea jos se umple dincolo, se cu supra-măsură. Exact, exact. Suntem exact în partea opusă. Și apoi cum a evoluat, să zicem, desprinderea și identitatea colecției tale din partea familiei? Eu am colecționat de mic. De mic mi-a plăcut să colecționez, atât cât am putut, atât cât mi-au ajuns banii, atât cât am fost ajutat de asemenea. Și colecția mea s-a format la un moment dat din câteva lucrări foarte bune. Încercam să achiziționez o lucrare bună pe an. Adică asta era targetul în fiecare an, să strâng atâția bani încât să pot cumpăra o lucrare bună. Și s-au tot strâns. După care, bineînțeles, când vedeam o lucrare mai bună, începeam să fac un upgrade. Vindeam o lucrare, cumpăram altă lucrare mai bună și tot așa. Sacrificii până la urmă. Sacrificii. Asta e mecanismul prin care vreau să zic că odată am avut o senzație fantastică și nici nu-ți dai seama până nu pățești. Am dat jos o lucrare de curent de pe perete pe care am avut. Am avut impresia că s-au stins trei becuri din casă. Și nu venea să cred. Era luminoasă, era fantastic, mă obișnuisem cu ea, o iubeam din răsputeri. Și ajunsesem să trebuiască să o vând din dorința de a achiziționa altă lucrare. Se întâmplă foarte des chestia asta, inclusiv clienții noștri de astăzi pățesc chestia asta și eu știu să le explic că și eu am trecut prin asta și ca orice colecționar nu ai de ales la un moment dat, trebuie să te desprinzi de ceva ca să poți să evoluezi. Ai păreri de rău? Nu știu, așa, gen dacă te-ai putea să... Uite, ai răscumpărat ceasul acela. Asta zic, dar mi s-a întâmplat de multe ori să răscumpăr lucrurile pe care le-am vândut tot noi acum 15-20 de ani sau să le văd în casele de licitații, chiar acum le-am mai cumpărat eu ulterior, dar ele se au viața lor și o dinamică lor. Dincolo exact. De, să zicem, proprietar. Dar totuși bănuiesc că identitatea de care spuneai, deci ți-a format niște preferințe pentru artiști români. Spuneai de Paladi, da, poate Paladi, Tonița,
un exemplu fantastic. Deci în zona interbelică, practic, zona interbelică, destul de greu accesibilă totuși pentru... Da, inițial am cumpărat numele mari sunt mai greu accesibile, numele mari, dar din perioada interbelică sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți artiști pe care poți să-i cumperi. Da. Sunt mulți artiști pe care noi avem aici, costă sunt accesibili. 700 de euro, 1000 de euro, 1500 de euro, 2000 de euro. Nu sume fabuloase și unele lucrări sunt fantastice, adică nu trebuie să-ți faci o colecție, nu știu, preponderent din lucrări de artiști. Nume uriașe. Sau... Evident, evident. Poate să fie o lucrare de un artist fantastic care să fie absolut mediocră, da? Asta este, am avut zi proastă, toți am avut zile de grație și zile mai puțin fericite. Dar totodată poți să iei lucrări din toate categoriile. La mine a fost o bază peste care eu am pus, ceea ce a fost mult mai simplu decât în alte părți. Acum achiziționez, de exemplu, foarte multă pictură contemporană. Câteva exemple, spune-mi. Ecaterina Vrana am cumpărat Vrana, mai multe lucrări. Au o artistă recuperată, mă rog, a avut o dispariție dramatică și mult prea crematură. A fost recuperată în sensul acesta, ea fiind deja o artistă importantă în spațiul românesc. Și nu numai. Nu numai, sigur că Galeria Nicodim și... Da. Eu au vândut foarte multe lucrări în Los Angeles, în New York, de ale artistei. Și este, mie mi-a plăcut pentru că este o artistă eminamente originală. Nu poți să zici că a preluat de undeva seva aia. Da, există puține conexiuni cu arta românească, cu pictura românească. Da, numai cu pictura de pe oriunde, dacă mă întrebi. Adică nu pot să zic că îi găsesc un corespondent undeva. Mi se pare că tot ceea ce a pictat, eu cunoscând-o destul de bine și vorbind cu ea, că o întrebam de unde îi vin ideile. Și a zis, e viața mea, adică eu îmi pictez viața. Mare parte din lucrări, mai ales cele din ultima perioadă, sunt destul de dure, nu sunt pentru oricine. Sunt mai degrabă să le pui într-un muzeu, nu să ți le pui în casă, radicale, pentru că sunt radicale. Și stilistică. Și cu o încărcătură emoțională foarte... Încărcătură emoțională. Da, există lucrări în care ea își exemplifică durerea, povestea, boala și așa mai departe. Nu e ușor să transpui... O componentă asta autobiografică, știi, care e greu de... Cum e să ai o lucrare de felul ăsta pe perete? Întreb în sensul în care știindu-i, să zicem, tragismul într-un fel al vieții și în același timp suferința, adică cum se transmite, cât din ce, să zicem așa? Până la urmă și asta e o componentă tot a vieții. Da, depinde și în ce înainte crezi. De orice, mie mi-a plăcut autenticitatea ei și am achiziționat lucrări de ea pe care nu mi le-am permis când ea trăia. N-am cumpărat decât două desene de la atunci, ea. Da. Trăia, da. Pentru că uleiurile se vindeau imediat, era o chestie în care erau mai mult așa, cum apărea o lucrare, cum puteai se vindea. Lucra nu puteai, exact, cât ar fi putut să vândă. Cumpără, da. Și atunci eu n-am putut să... Chiar m-am îndrăgostit la un moment dat de o lucrare la o expoziție din 2018, cred. Ultima ei... Cred că ultima. Pui cu... Cu asta era. De la Nicodim, da. Și pe peretele central era o lucrare pe care am achiziționat-o ulterior și care mi-a plăcut de la început. Am zis, Doamne, cât mi-o doresc, dar... Costa o sumă foarte mare de mult. La vremea aceea pentru mine nu mi-o permiteam. Și zic, ok, asta este. La câțiva ani de zile am reușit să o cumpăr. Fantastică lucrarea. Mendel era un prieten de-al lor, pe nume Mendel, un evreu, și era el împreună cu soția lui la braț și din capul lui ieșeau numai sume de bani. O știu lucrarea, după care, bineînțeles, exista și pandantul lucrării astea, care era tot acest Mendel cu un pantof roz pe cap și care avea și o poveste haioasă pe care n-am aflat-o de la ea, am aflat-o de la soțul doamnei, de la Valentin Gora, care mi-a povestit și mi-a zis, știi cum, care e povestea lucrării? Zic, nu, eu am luat-o pentru că era pandantul lucrării ele. Dar... și mă gândeam că e, nu știu, bărbatul care stă sub papuc, nu știu, nu mi-am pus problema. Mi-a plăcut lucrarea, că era de un roșu intens și foarte viguroasă așa, și aproape sculpturală pasta. Da, textura e... Da. Și îmi zice, păi foarte simplu, am fost odată și am... băut la Casa Oamenilor de Cultură
Și a venit nevasta lui Mendel ăsta și i-a zis, hai acasă că ai băut, că nu știu ce. La care el zice, nu vreau, că eu vreau să mai stau. Și a scos pantoful și a dat un pantof în cap. Și așa a ieșit lucrarea asta. Deci e scenă reală. Nu, da. Scenă reală. Da, apropo de componenta autobiografică în apropo de, da, de felul în care ea își, dacă vrei, transpunea viața pe pânză. Și de faptul că nu toate lucrurile ei sunt, eu știu, dramatic. Da, nu, astea două nu aveau o componentă dramatică, dimpotrivă, erau într-o zonă mult mai veselă. Sunt mai multe lucrări interesante acolo, chiar dacă au un dramatism aparte, sunt lucrări fantastice bune în continuare, adică din toate punctele de vedere. Adică, iar uitându-ne pe alți artiști români foarte contemporani, chiar de generație cu Ecaterina Vrana sau din alte generații, mai aveți preferințe? Eu mai am preferințe? Cumpărat din grupul Prolog destul de multe lucruri. De ce? Adică tu și iarăși o distanță mare, înțeleg autenticitatea și a unora și altora, dar... Și grupul Prolog are o identitate aparte. Cum o vezi tu? 70 de ani de existență, cel mai longeviu grup din pictura românească. Și ce gen de lucrări? Că așa acolo sunt, zicem, și peisaje, sunt și lucruri mai simbolice. Am luat lucrări de ale lui Sârbulescu, de exemplu, am luat și clopote, am luat și peisaje de la Balcic, am luat și flori, am luat și Horia Paștina, am luat Paraschiv, Cristina Paraschiv, care îmi place foarte mult. E un pic, zicem, mai spre anii 80, nu știu cum să o numesc așa, ca și spirit de generație, ceva mai experimental, nu neapărat în presiunea ortodoxismului. Da. Păi tocmai, uite, asta e frumusețea grupului. E un grup destul de omogen, cu toate că de multe ori direcțiile sunt cumva... Da. Diverse și diverse. Acolo și cu trepte de viteză. Ion Grigorescu, am câteva lucruri foarte bune și mă mândresc cu ele. Chiar îmi place foarte mult Ion Grigorescu. Mm-hmm. Îmi place foarte mult o lucrare care este la Muzeul de Artă Recentă, cea cu corabie, e fantastică lucrarea. Da, da. Și practic valorifici colecția prin expoziție. Deja am văzut câteva lucrări pe care le-ai împrumutat în expozițiile organizate la Muzeul Colecțiilor și nu numai. Și apoi, nu numai, le folosim în multe alte scopuri. De exemplu, de multe ori chiar am vorbit cu cei de la Universitatea Națională de Arte să ne trimită studenți pe care să-i ținem și să-i încercăm. Pot să fac o practică aici. Să facem cu ei o practică aici. Lucru care nu ne-a fost accesibil. Practică la muzeu, dar... Corect, da. Nu știam astfel de spații, nici nu cred că existau pe vremea când, adică nu existau cel puțin la dimensiunea asta. Când eram noi studenți. Nu, nicio formă. Nici doritor poate cei care mai aveau mult să de deschidă. Vizita la un muzeu nu se putea concretiza. Acum, din punctul meu de vedere, dacă un tânăr care face istoria artelor se duce și face practică la o casă de citații, la o galerie de artă și are posibilitatea să vadă obiecte similare cu cele din muzee, dar să le studieze îndeaproape, mi se pare că ar trebui să se ducă în direcția aia fără discuții. Pentru că avem și noi nevoie de oameni în domeniul ăsta de activitate. Din păcate, suntem printre puținii galeriști tineri. Nu sunt galeriști tineri. Acum aș pune o întrebare mai legată de zona, zicem, colecționariatului. Cum există riscuri, cum spuneai la un punct în discuția noastră, și o parte din aceste riscuri să-i vin din zona de falsuri, cum le identificase și legate de marile nume Grigorescu, Andreescu, Lucian, dar în continuare și ceilalți artiști care s-au prindat prin arta românească cu lăsând în urmă mari valori, au devenit și ei falsificați. Cum vă feriți voi de astfel de situații sau ați întâmpinat situații în care... Am întâmpinăm foarte de situații de genul ăsta. La unii artiști, în primul rând, avem și noi o experiență destul de vastă deja, plus că avem foarte mulți experți care ne ajută. Cu care colaborați, practic, și să fac expertize de multe genuri. De expertiza grafologică, expertiza chimică, expertiza stilistică. Adică se merge expertiza curază, documentară. Mai multe experți în paralel, exact, practic. Exact, și apoi se folosesc minim 3 experți în principiu pentru fiecare lucrare care este... Anumite valoare lucrare importantă. Da, pe care vorbim de un Andreescu. Și apoi cele 3 expertize se compară? Da, exact. Se coroborează toate și se face un dosar în care se trage o concluzie. Unde este cazul? Că sunt lucrări de multe ori care sunt, nu știu, reproduse, ai trasabilitate, ai proveniență, este sigură proveniența și atunci nu mai sunt probleme din punctul ăsta de vedere. A fost expusă de nori lucrarea,
A fost văzută. Surpriză de a recupera, să zicem, lucrări mai puțin cunoscute. Dacă ați avut surpriză de genul ăsta, voi, dacă ați găsit, nu știu, lucrări de Easter, poftim, că vedem aici pe perete, sau de alți artiști pe care pur și simplu ați descoperit, ele nefiind în albume, nefiind circulate. De mult, de foarte multe, constant. Și practic lucrări. V-ați adus contribuția în a le pune în circuit și de a le revalorifica într-un asta fel. Asta e o componentă a colecționarului interesantă și aș vrea să o punctez. Cât din patrimoniu național salvează colecționarul prin faptul că pune în valoare lucrările respective? Odată că le cumpără, doi că le restaurează, trei că le pune într-un circuit expozițional prin faptul că se face o expoziție, prin faptul că se creează evenimente culturale de cele mai multe ori susținute de colecționare. Publicațiile aferente care iarăși lasă urmele de care spunea, apoi partea de conservare și nu doar restaurarea, cât și întreținerea obiectului în bune condiții. Le vedem aici pe pereți, în spații bine aclimatizate, mă rog, bine luminate, toate lucrurile astea țin de, cum să zic, de cele mai multe ori au fost lucrări pe care le-am găsit în niște condiții. Adică greu de termenul de conservare, să zicem, ține de efectiv de modul în care lucrarea se poate pierde într-un timp scurt, poate chiar un an de zile, dacă e un pastel, rămâne prins pe geam. Da, nu. Am găsit lucrări care pur și simplu erau aproape, nici n-am crezut că mai pot fi salvate. Se transferase pictura de pe suport pe geam. Da. Din cauza muncii. Și s-a putut. S-a făcut. Adică nu e ușor, dar s-a făcut transferul înapoi pe suportul respectiv. Și costisitor, s-a salvat costisitor, bineînțeles, și timp și resurse, da. De asta zic de aportul colecționarului care până la urmă își investește fondurile în astfel de activități. Și cred că ar trebui să se facă mult mai multe evenimente în sensul ăsta, ca lucrurile să fie în primul rând văzute. În primul rând să se creeze evenimente culturale, pentru că la noi nu există evenimente culturale majore, prea puține. Fac câteva muzeele, fac câteva galerii de artă și atât. Nu se creează emulație în piață prin astfel de evenimente. Acum că Muzeul Colecțiilor și-a reluat seria de expoziții de la Patrimoniul Colecționarilor, poate o să continue. Da, cam asta ar fi ideea. A fost odată cu expoziția aceea lui Petre Oprea. A fost o renodare a prietenii între colecționari și, România, și muzeul. Există o perspectivă pe care am observat-o și discutând cu alți colecționari că, într-un fel sau altul, grija este pentru viitor. Adică, ok, tot ce ține de mine, eu colecționarul, încerc să perfecționez, să dau mai bune condiții, să cumpăr mai bune lucrări, să le reproduc mai corect, să le luminez mai bine și așa mai departe, dar este termenul de timp. Cumva ce se întâmplă cu acest patrimoniu odată adunat, care la un moment dat vorbește foarte mult despre colecționar, pentru că îi creează și lui identitate prin selecție, prin modul în care s-a identificat cu anumite perioade, anumite... Colecționarul se identifică cu colecția lui, vă dați seama, adică mare parte din viața și trăirile lui sunt acolo. Dar ulterior, adică mulți dintre colecționari au această grijă ce se va întâmpla cu colecția după dispariția lui, a sa, adică... Putem să ne uităm și în istorie, că istoria ne spune multe. Istoria ne spune că au motive să fie îngrijorați de cele mai multe. Mai ales că nu este moștenitor direct interesat. Colecția Alexandru Bogdan Piteș, care... Da. Trebuia să fie donată și n-a mai ajuns. Știm, istoricul ei și parcursul care au și Brâncuș. Exact. Lucrări de primă marină, lucrări care a fost la Vlaici, acolo, ulterior la vândută într-o licitație, așa zisă licitație. Portărei, cum se numea, licitație ad hoc, să-i zicem. Exact. Da, după moartea dumnealui. Și mă rog, grijile astea sunt cumva destul de, să zic, frecvente în aceste, până la urmă, demersuri de colecționare, mai ales pentru firește colecționari care au anumită vârstă. Ei ne găsim nici măcar un interes din partea muzeelor pentru a primi donație. Pentru că, apropo de ce ai zis de conservare, colecții. Să le primești înseamnă să le aloci resurse de... conservare, de pază, de toate astea. Și există și donația aceea cu sarcină pe care ei ar face-o, dar ar face-o în situația în care ar dori ca acele
piese, să, nu doar să le doneze, dar să și fie expuse, nu să ajungă în depozit. Există câteva profiluri de colecționari. Există colecționarul tip Zambaccian, care a creat un spațiu dedicat. Cei care reușesc să creeze și o... Și sunt ceilalți care au încercat să doneze către muzee, cum ar fi Muzeul Colecțiilor, care a fost fondat pe astfel de colecții. Adică Muzeul Colecțiilor n-ar fi existat dacă nu existau colecționarii. Și nici cum Muzeul de Artă al României n-ar fi existat dacă nu ar fi colecționarii. Colecții private, Pinacoteca statului sau Pinacoteca municipiului, care e formată din lucrări cumpărate de acea instituție, municipalitate, N-a mai cumpărat saloane. Acum, Muzeul Național de Artă a României, da, cred că și mai mult, Muzeul Național de Artă Contemporană a avut deja două sesiuni de achiziții. Cea de-a doua e în curs acum, că nu știu s-a afișat, dar asta e o grijă importantă și o grijă și care încă rămâne fără rezolvare. Cum observam, muzeele nu reușesc să vină în întâmplarea acestor colecții. Foarte complicat acum, dacă nu ai resurse fantastice, să crezi tu un astfel de spațiu pe care să-l lași ca atare. Nici n-ar putea teoretic să fie în atribuțiile unui colecționar. Nicio formă. Dar sunt mulți care au făcut. Nu, dar e singura formă care te poți asigura că lucrurile rămân. La Pompiliu Macovei, ne uităm la mai multe, și au mai fost și alte încercări. Da. Calinderul, Simu. Bine, ele s-au topit toate în ceea ce se cheamă Muzeul Național de astăzi. Via Muzeul Thomas Terian, da. În ceea ce ne privește a fost mai mult o chestie de pasiune, că eu și cu Ștefania ne-am întâlnit în primul an de facultate, ne-am dat seama că împărtășim o pasiune în direcția asta și de-aia ulterior am și ajuns să lucrăm împreună la un proiect de genul ăsta. Sigur. Pentru că eu îmi dădeam seama că nu există finalitate pentru domeniul nostru de activitate. Corect, e o bună explicație, da. Nu intri la pensie cu jobul ăsta, nu prea poți să intri. Stăteam și mă gândeam după aia, de multe ori colegi zice, ok, facem istoriatul, foarte frumos, suntem pasionați. Bun, și mai departe ce vom face? Încotro ne vom îndrepta. Ce poți să faci? Avem s-au dus în colegi care s-au dus în zona academică de cercetare. Ok, cine se duce? Limitată și ea, muzeală, și posturile și tot. Adică ce posibilități de creștere până la urmă, când poți să stai cum parte din colegii noștri. Încă... Și trebuie să-ți fie și caracterul în direcția respectivă, că nu toată lumea poate să se ducă în zona respectivă. Dacă ești un om dinamic, de exemplu, nu poți sta într-o zonă. Să faci o expoziție la 3 ani, la 4 ani, nu-i fezabil pentru cineva care își dorește. Chiar dacă faci toată cercetarea, dar e prea larg ritmul pentru orice fel de... Exact. Și atunci, eu mi-aș fi dorit să existe mai mulți care să facă astfel de demersuri, galerii de artă, sau măcar să fie curatori în zona de artă contemporană, pentru că avem nevoie de așa ceva, avem nevoie de scrieri de calitate în domeniul ăsta de activitate și nimeni nu face, iarăși prea puțin scriu, adică ești printre puținii care are o preocupare intensă în zona asta de a face ceva, dar nu sunt mulți care vor să se ducă în zona asta. Da, e o zonă dificilă până la urmă. E o zonă dificilă, dar... Că din păcate problema sunt mulți care vor să se ducă în zona aia și se duc foarte mulți spre curatoria de artă contemporană, dar asta nu înseamnă că și fac ceva. Nu, noi vorbim de oameni care chiar au sens în domeniul respectiv, nu că își doresc, nu, care pot să performeze, oameni care au calitățile necesare să performeze în zona. Bine, sunt colegi și absolvenți de la ITA care ajung tot la MNAC și fac proiecte foarte faine acolo, dar din nou sunt puțini cei care chiar... Da. Marea majoritate se pierd și se duc în alte domenii de activitate. Da. Aici e problema.